Bine v-am regăsit la Jurnalul de Sport. Fotbalul de junior din Reghin și din zonă aduce rezultate bune în plan competițional. Echipa Athletic Kids Gurghiu a câștigat Cupa Viitorul Darina ediția 3-a la grupa de vârstă 2004. În jocurile din grupă, elevii lui Ovidiu Mărginean au reușit 2 victorii și un egal. Pe lângă câștigarea cupei, echipa de la Gurghiu a dat golgheterul turneului, Dorinel Todoran, dar și cel mai bun portar, Antonio Fărcaș. Echipa Athletic Kids Gurghiu, antrenată de profesorul Ovidiu Mărginean, a câștigat Cupa Viitorul Darina la grupa de vârstă 2004. Turneul, aflat la ediția a treia, a avut loc la Ungheni în perioada 16-18 mai. La junior, născuți în 2004, s-au înscris la start 8 echipe. Gurghiul a făcut parte din grupa B, alături de Viitorul Cluj, Infinity Târnăveni și Tâmpa Brașov. În primele jocuri, ai noștri au reușit 2 victorii și un egal. Am reușit să câștigăm cu Tâmpa Brașov 6-0, cu Infinity Târnăveni 4-0 și să terminăm la egalitate cu Viitorul Cluj. Viitorul Cluj este o echipă sau un club foarte bine cotat de copii și juniori, din care fac parte foarte mulți componenți a clubului Universitatea Cluj. În semifinale, elevii lui Ovidiu Mărginean s-au impus categoric și au învins echipa LPS Bistrița. În semifinală am dat de LPS Bistrița, o echipă care anul trecut la un turneu la Bistrița am bătut destul de ușor, să zic așa, între ghilimele ușor, dar acum au ținut pasul foarte bine cu noi, ne-am impus până la sfârșit, a fost un meci foarte dârz și viu disputat în care băieții de la Gurghiu s-au impus cu 4-2 spre final, deși au fost conduși la un moment dat cu 2-1. Cei din Gurghiu au jucat finala în compania celor de la Viitorul Cluj, pe care i-a învins cu 3-0. Pe lângă câștigarea cupei, echipa de la Gurghiu a dat golgheterul turneului, dar și cel mai bun portar. La sfârșitul turneului, copiii s-au simțit cu adevărat campioni. Când au fost nominalizați pentru premiu, au urcat în tribună, organizatorul zicea ca în Champions League. Iar pe lângă faptul că am luat locul întâi, am avut și jucători remarcați. Todoran Dorinel a fost golgheterul turneului cu 7 goluri, iar Antonio Fărcaș a ieșit cel mai bun portar. Ovidiu Mărginean s-a prezentat la turneul Cupa Viitorul Darina și în competiția rezervată grupei de născuți în 2006, pentru prima dată într-un turneu de amploare. Deși s-au clasat pe penultimul loc, pentru copii experiența a fost benefică. Echipa se antrenează de doar câteva luni și totuși arată deja valoare, după ce a învins în turneu echipe cu experiență.